Deciziile pe care le luăm când suntem la vârsta adolescenței poate să ne marcheze toată viața. Privesc în urmă și mă gândesc, dacă nu schimbam drumul, dacă nu alegem altceva decât ce era până atunci, poate ajungeam în închisoare. Eu m-am născut într-o familie de creștini nominali, mai bine zis ortodoxi, și nu era așa o relație frumoasă de ascultare de Dumnezeu și de împlinirea cuvântului Dumnezeu. De asta am ales să mă duc la taekwondo, pentru că am crezut că acolo o să învăț să lupt, să bat pe alții, să-l bat pe tata, care nu prea aș arăta multă dragoste și își permitea să ne bată. Și mergând acolo, am început să studiez Biblia. Nu eram de acord, însă pentru că vrem tare să am centură și să cresc în nivel, am continuat să fac studiu. Și antrenorul meu, care este Tudor Rotaru, mi-a arătat o dragoste diferită decât ceea pe care am văzut-o până atunci. Și spuneam, vorbeam multe lucruri care, ca de obicei, oamenii ar fi zis, stai în gură, nu mai zi nimic, sau gata, ți-a ajuns atâta să povestești lucruri din astea. Însă el, cu dragoste, mă asculta și cu atâta bunătate și eu nu putem să cred că e sincer ceea ce face el. Și atunci am decis să-l sun și să văd dacă chiar el face farsă, dar l-am sunat târziu. Și am tăcut din gură, pur și simplu am vrut să văd dacă o să se nerveze. Dar nu l-am sunat, nu am vorbit ca să nu mă cunoască după voce. Și așa au trecut testul el. Și atunci eu am început să iau mai aproape ceea ce el îmi vorbește din cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi am mers la tabără, la un cantonament de taekwondo, unde făceam studiu biblic, făceam antrenamente și eram tot așa înconjurați de oameni deosebiți. Mărica Sofianu Ilescu acum, Luba, și era și Sveta, ele făceau mâncare, chiar dacă făceau și taekwondo, făceau și mâncare. Și am avut așa un timp frumos de părtășii, însă când ajungeam seara, avem program de cuștenete, unde Igoraș cu Maxim și cu alții făceau cuștenete, că pot să zici că așa de tare râdeam, că n-am mai văzut așa cuștenete în viața mea. Însă erau și mărturii când cei care au intrat în legământ cu Dumnezeu spuneau cum ei s-au pocăit. Și într-a cincea seară de tabără, în iunie, 25 iunie 2010, Anatol Ciubotăric și-a spus mărturia. Și atunci eu, urmărind progresia la toate lucrurile în fiecare seară, am înțeles că viața mea e de nimic și eu trebuie pur și simplu să-L urmez pe Dumnezeu. Și atunci m-am pocăit, pe 25 seara. Așa am intrat în legământ cu Dumnezeu. După ce am deschis ochii, după ce m-am rugat împreună cu domnul Tudor, când am deschis ochii, toate lucrurile erau altfel. Parcă și copacii erau mai verzi și eram în tabără de corturi. Țânțarii erau insuportabili, așa de tare, mai ales pe malul Nistrului, te mâncau așa de tare că nu mai puteai. Deci, și prin scurte, și prin haine chiar te mușcau. Și am zis că nu mă mai doare. Deci aveam un zâmbet până la urechi și fetele mă întreabă, dar ce-i pățit și ce s-a întâmplat cu tine? Și am zis atunci, eu m-am pocăit și deci, aveam o fericire nemaipomenită și nu cred că se poate de redat asta prin cuvinte. Apoi când am mers acasă am văzut că lucrurile s-au schimbat. Dacă vorbeam prostie atunci când auzăm că tata vorbește sau altcineva vorbește, parcă nu era specific pentru mine, parcă vrem și le spuneam, de ce vorbiți? Eu nu mai puteam să zic și nici lor, deci nu-mi plăcea nici să aud asta. Lucrurile, mă uitam la altfel la lucruri. Am ajuns acasă, am început să fac curat în toată casa, ce așa eram de... Deci eram un om nou. Mai apoi m-am dus la școală și am început să învăț, să schimbi lucrurile. Dacă mă puteam cu colegii de clasă, cu băieții, practic întotdeauna, sau cu fetele, acum era totul invers. Ei pur și simplu știau că, nu știu cum le-am insuflat respectul acela,
că nu mai puneau mâna pe lucrurile mele, dar nici nu mă băteam cu dânsii ca să le spun să nu mai pună mâna pe lucrurile astea. Adică s-a văzut o transformare așa, eu am văzut-o și am simțit altfel de atitudine și față de oameni care erau mai putincioși, care erau mai mici, față de sora mea care când eram, dacă mă supăra sau mă supăra altcineva, o băteam așa tare că cu tare, foarte crud eram cu ea, de multe ori o apucam de păr așa că... Acum regret lucrurile astea pentru că Hristos e cel care mi-a schimbat viața și acum sunt lucruri total diferite. Toate lucrurile astea s-au întâmplat la 13 ani, m-am pocăit la 13 ani, m-am botezat la 14 ani și Tudor m-a mai lăsat să fac antrenamente în locul lui, în sală și apoi m-a întrebat dacă vreau să merg la școala de misiuni, care pregătesc slujitori pentru a sluji fie prin sport, fie prin media. Și eu atunci am zis că da, cu multă bucurie, pentru că asta îmi place, îmi place sportul, îmi place taekwondo în special și am ales asta să fac. Am mers la școala de misiune, mai apoi am avut grupe de taekwondo și acum am în satul Cigârleni, în prezent am acolo grupă și fac antrenamente cu copiii, fac studii biblice cu copiii, facem tabere vara și facem slujiri cu asta. Acum, fiindcă sunt și căsătorită, facem împreună cu soțul meu, cu Victor, el face engleză și studii biblic, eu fac taekwondo și studii biblic. Și, deci, exemplul lui Tudor a fost care m-a împins să încep să fac taekwondo cu studii biblic, așa cum am văzut eu exemplul lui și la fel cum eu m-am pocăit, să pocăiască și alți copii, să-L accepte pe Domnul Iisus Hristos în inimă. De aceea am ales să merg și la universitate, universitatea sportivă, pentru ca să am uși mai deschisă când merg să fac lucrare prin toată Moldova, poate și peste hotare. Lucrurile care le alegem sau deciziile pe care le luăm când suntem la vârsta adolescenței, poate să ne marcheze toată viața. Pentru că acum stau și mă gândesc, privesc în urmă și mă gândesc, dacă nu îmi schimbam drumul, dacă nu alegem altceva decât ceea ce era până atunci, poate ajungeam în închisoare sau poate nu mai știu unde ajungeam. Pentru că am spus că nu eram într-o familie atât de... care respecta cuvântul lui Dumnezeu și tatăl care era foarte, așa pot spun, agresiv, el acum are altă atitudine, deci pentru că a văzut schimbare în mine și eu stau și mă gândesc că Dumnezeu are un plan cu fiecare, însă dacă nu mă pocăiam atunci la 13 ani, dacă nu l-acceptam atunci pe Dumnezeu în inimă și nu luam partea bună, atunci avea să trec prin foarte multe probleme și poate ajungeam în închisoare și acolo avea să-L cunosc pe Dumnezeu. Ori mai devreme, ori mai târziu, oricum ajungem la Dumnezeu. Însă e important să-L acceptăm și să fim sensibili atunci când El vine la noi prima oară, să nu așteptăm să trecem prin greutăți, pentru că El e Cel care ne vrea binele și El e Cel care ne iubește.